Suntem în continuare la FIAR 2012 și ne pregătim pentru Ziua Asigurărilor de Viață și Sănătate. Alături de mine este Andreea Ionete, coordonatorul conferinței. Bună dimineața, Andreea! Bună dimineața! Suntem din nou la Ziua Asigurărilor de Viață și Sănătate, conferință tradițională în cadrul FIAR. Despre ce discutăm în acest an? În acest an vom discuta despre lung așteptata reformă în domeniul sănătății. Cum ne-am obișnuit deja, doar că anul acesta se pare că suntem undeva mai aproape de o finalitate oarecare în acest domeniu. În prima parte se va discuta despre sănătate, în cea de-a doua parte vom discuta despre aplicarea directivei europene privind nediscriminarea pe criterii de sex în calculul primelor de asigurare și a beneficiilor la asigurări de viață la produse de economisire. Vom continua după aceea cu problema deductibilității la asigurările de viață, cu noile tendințe în designul de produs, în distribuție, cum ne-am obișnuit. Participanții deja au început să sosească. Te rog să ne spui care sunt invitații speciale ai acestei întâlniri. În prima parte, din cauza că astăzi este ședință de guvern, iar domnul ministru Vasile Cepoi nu a putut ajunge astăzi la Sinaia, Asociația pentru Promovarea Asigurărilor l-a invitat și l-a adus astăzi aici pe consilierul ministrului, domnul Sorin Berbece, care a venit să asculte și să transmită mai departe punctul de vedere al asigurătorilor cu privire la reforma în sănătate, probleme și soluții. Acestuia cine se vor alătura? Domnul Teodor Alexandrescu, Alico Asigurări, doamna Florina Vizintanu de la BCR Asigurări de Viață, domnul Ovidiu Racoveanu de la Generalia Asigurări de Viață, din partea UNSAR a venit doamna Carmen Radu, responsabilul secțiunii de sănătate din Comitetul Director al UNSAR, domnul Franz van der Lent o să ajungă și dânsul un pic mai târziu, în cea de-a doua parte, domnul Alexandru Apostol, Medicover, Academica, este toată echipa, tot grupul. Dar atât asigurător cât și furnizor de servicii medicale private. Da. Îți mulțumim foarte mult, Andreea, așteptăm să vedem cum decurg discuțiile conferinței, vă mulțumim și dumneavoastră, vă invităm să rămâneți pe Exprim TV și pe unoasig.ro pentru a vedea concluziile întâlnirilor de la FIAR 2012.